Care a fost experiența ta în cadrul Olimpiadei? A fost o experiență, sincer, pe care aș vrea să o repet și anul următor, fiind ultima mea șansă. Mi-aș dori, sincer, să ating un potențial mai mare. Mi-a plăcut foarte mult să fiu printre acești copii talentați, simțindu-mă și eu la nivelul respectiv. Din punctul meu de vedere, depinde foarte mult de cât de pasionat ești de ceea ce faci, cât de emotiv sunt elevii, pentru că am avut de-a face și cu o elevă foarte emotivă în trecut și mi-a fost destul de greu, dar dacă elevul este destul de involt, este foarte ușor. Și depinde și de implicarea ca profesor foarte mult. Este o elevă foarte bună și o sportivă deosebită, practică canotaj și are niște rezultate foarte bune și pot să zic că sunt extraordinar de mândră de ea și dorim succes mai departe. A fost o experiență deosebit de plăcută. Nu mă așteptam la rezultatul pe care l-am obținut, dar sunt mândră de mine, mai ales datorită faptului că programul nu prea mi-a oferit posibilitatea de a mă axa foarte mult pe învățat, dar sunt mândră de rezultatul obținut.